Bună, dragi prieteni, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, nu doar pe prietenii mei, ci de asemenea pe adversari, ca Dumnezeu să aibă compasiune de toți, de noi toți, și să binecuvânteze pe toți cei care păstrează, au în interiorul lor o inimă sinceră, o inimă sinceră și bună, care într-adevăr este motivul pentru care există o diferență între persoane și persoane în ochii lui Dumnezeu. Vom vorbi despre acest lucru acum, ca să încercăm să ajutăm pe acele persoane care spun așa: domnule episcop, eu deja am făcut de toate pentru a primi Duhul Sfânt și încă nu l-am primit. De ce? Eu nu trăiesc în păcat, nu fac rău nimănui. Ce lipsește? Ce nu e bine ca eu, sau că eu nu am primit încă botezul sau pecetea cu Duhul Sfânt? Atunci voiam să vă vorbesc următorul lucru. Pilda semănătorului pe care Domnul Iisus a învățat-o pentru ucenici și pentru popor în general, în această parabolă, pildă, el identifică pe fiecare persoană care vine la el sau care există în această lume, dar în special pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și au o reacție diferită, una diferită de cealaltă. Atunci, în pilda semănătorului, Domnul Iisus spune așa: un semănător a ieșit să semene sămânța. Sămânța e cuvântul, e cuvântul lui Dumnezeu. Și pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum, o parte a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. În mod normal, o sămânță bună se înmulțește de 40 de ori aproximativ. Asta când este plantată bine, plantată pe un pământ fertil, se înmulțește de 40 de ori. Dar Domnul Iisus spune că cea care a căzut în sămânța bună, cuvântul care a căzut într-un pământ bun, sămânța care a căzut într-un pământ bun, cuvântul care a căzut într-un pământ bun, a produs de 100 de ori mai mult, adică dublu și încă ceva decât ar trebui. Atunci, noi vedem că aici este un mister pe care Domnul Iisus îl revelează și răspunde persoanelor care vin la biserică, aud cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu nu intră în ele. Cuvântul lui Dumnezeu nu învinge, nu se naște în interiorul lor. Și din acest motiv, a treia parte din cei care aud cuvântul rămân în derivă, rămân, să spunem așa, încălzind scaunul bisericii, dar una produce însutit. Atunci persoana, în mod natural, are chiar dreptul să întrebe: dar de ce, domnule episcop, această explicație? Unde eu mă încadrez aici? Atunci Domnul Iisus explică pilda. El spune ce se întâmplă cu cuvântul, cu sămânța, cu cuvântul care a fost semănat. El spune așa: sămânța care a căzut lângă drum sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți, etc. Atunci primul tip de persoană este cea care aude cuvântul, dar nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că ele, când pleacă de la biserică, diavolul ia acel cuvânt. Dar de ce că fură acel cuvânt? De ce că diavolul reușește să fure acea sămânță care a fost semănată în inimă? Nu. De ce? Noi vom explica imediat. Atunci vine cealaltă sămânță căzută pe stâncă. Sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme. Iar când vine ispita, cad. Observați. Prima dată diavolul fură din inimă acel cuvânt. Acum persoanele cred pentru un timp, pentru o vreme. Iar când vine ispita, când vin problemele, încercările, luptele, persecuțiile, ura, împotriva celor care au crezut în cuvânt, atunci persoanele lasă cuvântul, pleacă din biserică, să spunem așa. Sunt cei care aud cuvântul și imediat îl primesc cu bucurie. Sunt acele persoane în care sămânța a căzut pe stâncă și neavând rădăcină s-a uscat. A treia sămânță sunt cei care au căzut între spini. E Iisus care explică asta, nu sunt eu. Eu doar repet, încercând să ilustrez. Dar sămânța care a căzut între spini sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl primesc cu bucurie și, cum nu are rădăcină, cred până la o vreme. Asta se întâmplă cu cei care de asemenea se lasă conduși sau duși de glamorul, de strălucirea acestei lumi. Persoane care, din cauza presiunii lumii, din cauza modei, mass media, internetului, lumea pe care diavolul a oferit-o pentru Iisus, diavolul de asemenea oferă pentru persoanele care aud cuvântul. Și atunci, din cauza ochilor mari pentru lucrurile din lume, persoana rămâne sufocată. Ea este sufocată de bogății, de strălucirea lucrurilor din această lume. Acestea de asemenea termină plecând, ieșind de la credință. Desigur, aceea ale căror sămânță nu a funcționat, nu a dat roade, desigur, este cea mai mare parte. La fiecare 100 de persoane, să spunem așa, 75 de persoane pierd oportunitatea de a fi salvate din cauza că ele însele se lasă conduse de circumstanțe. Dar sămânța care a căzut pe pământ bun Aici intră explicația de ce mulți nu primesc botezul cu Duhul Sfânt. Nu primesc, nu au primit Duhul Sfânt. Observați motivul pentru care se întâmplă doar cu 25% din persoane, din 100 doar cu 25 care primesc Duhul Sfânt, care aud același cuvânt, primesc același aliment, dar doar cei 25%, doar 25 din 100 sunt, să spunem așa, binecuvântați sunt cei botezați cu Duhul Sfânt. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care au auzit cuvântul și îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Este ceea ce Domnul Iisus spune aici. Atunci, ce înseamnă să avem o inimă onestă și bună? O inimă onestă e o inimă sinceră, o inimă fără machiaj, este inima transparentă, este inima adevărată. Și observă, persoana care are o inimă onestă și bună nu întotdeauna este o persoană așa perfectă, ea comite păcate, ea de multe ori chiar trăiește și în păcat pentru un timp, dar în interiorul lor există o inimă sinceră și bună. De multe ori persoana face chiar și lucruri greșite, dar inima este sinceră și bună. Dumnezeu și doar Dumnezeu cunoaște inimile. Și persoana știe, fiecare știe ceea ce este în interiorul inimii sale. Doar că adevărul este că Domnul Iisus spune acolo în Vechiul Testament că inima este înșelătoare și perversă, nespus de stricată. Cine o va cunoaște? Cine o va cunoaște? În alte cuvinte, doar Dumnezeu cunoaște inima. Există persoane care au o idee despre ceea ce este în interiorul inimii, dar când persoana prezintă o inimă sinceră, adică o inimă onestă, adevărată, transparentă și bună, în alte cuvinte, inimă generoasă, o inimă care simte durerea celor care suferă, spre exemplu, o inimă care este compasivă, o inimă, să spunem, care este miloasă, o inimă care aduce în interiorul ei, într-un mod sau în altul, reflexul, imaginea lui Dumnezeu, a inimii lui Dumnezeu, la fel cum David avea. David avea această inimă onestă și bună. David a păcătuit, clar, și a plătit prețul pentru păcatul său. El a gemut, el a cules roadele păcatului său, dar el a continuat, el și-a menținut inima bună, inima onestă și bună. Atunci, din acest motiv, Dumnezeu l-a păstrat. Dumnezeu l-a păstrat, Dumnezeu l-a iertat, dar nu l-a scăpat de consecințele a ceea ce el a făcut. Asta Dumnezeu nu va face. Biblia spune acolo în Iacov: nu vă înșelați, adică atunci noi nu trebuie să ne înșelăm. Tot ceea ce omul seamănă, aia de asemenea va culege. Atunci, în sămânța care a căzut pe pământ bun, acest pământ bun este o inimă sinceră și bună, generoasă, miloasă, compasivă, înțelegătoare. Atunci Dumnezeu vede, El cunoaște, El este Cel care cunoaște toate inimile, El face alegerea, el face selecția, el separă neghina de grâu. Neghina rămâne pierdută pe acolo până la moarte, dar grâul nu. El îl separă pentru hambarele lui, îl pregătește pentru hambarele lui. Atunci, când tu meditezi în sămânța, unica sămânță care a produs rod cu perseverență, adică însutit, tu vei vedea că motivul este că inima era o inimă onestă și bună, sinceră și bună. David spune că de sinceritate ție-ți place și sinceritatea este ceva, ori tu ești, ori tu nu ești, ori e sincer, ori nu e sincer. Aceasta este realitatea. Este un lucru despre care doar fiecare știe. Eu gândesc așa, eu cred așa. Atunci Dumnezeu alege, Dumnezeu separă pe cei care sunt sinceri, sunt transparenți, sunt adevărați. Chiar dacă, nu știu dacă tu ți-ai dat seama, persoanele care mă urau, mă criticau, doreau ca eu să mor, multe din ele dau mărturisiri. Uite, eu eram așa, eu gândeam asta despre domnul episcop, etc. Dar Dumnezeu le-a salvat. Pe când altele, multe altele care nu mă urau, sunt alte persoane care nu își dădeau mult interes despre mine, dar inima nu era bună și nici sinceră. Și continuă acolo, umblând, de multe ori chiar și credincioși sau frați, sau mai bine zis, frați falși. Atunci persoane care nu-mi doreau răul, dar continuă să trăiască o viață mediocră, o viață slabă. De ce? Pentru că nu prezintă înaintea lui Dumnezeu inima sinceră și curată, sau o inimă sinceră și bună. Pe când altele care sunt păcătoase, care încă mă urăsc, dar au o inimă onestă și bună, atunci acele persoane mai devreme și mai târziu vor fi aici și vor da mărturisire. Ele vor da mărturisire, pentru că acolo în interiorul lor acele persoane sunt oneste. Și de asemenea sunt persoane bune, dar care critică pentru că ele merg după ceilalți. Ele nu știu de ce ceilalți merg, dar merg și ele, se adună cu celelalte persoane. A, tatăl meu. Atunci tu acum știi de ce încă nu ai primit Duhul Sfânt. Poate tu ești inclusă între cei care nu au o inimă onestă, adică sinceră, și de asemenea bună, o inimă miloasă. Bine, aici, acesta este un sfat. Examinează-ți propria inimă, dragul meu, draga mea. Examinează-te, analizează-te și verifică dacă tu ai fost acea persoană transparentă, onestă. Dacă inima ta este o inimă așa onestă și bună. Pentru că dacă nu este nici onestă, nici bună, tu auzi cuvântul, dar cuvântul intră pe o ureche și iasă pe alta. La biserică tu chiar ridici mâinile și adori și lauzi, în fine. Tu manifesti gratitudine față de Dumnezeu, dar când tu ieși de la biserică, tu începi să-l servești pe diavol făcând lucruri greșite. Și tu știi despre asta și tu vrei și îți place și tu te distrezi cu asta. Atunci Acesta este un sfat ca tu să te analizezi și, în fine, să iei o decizie și să mergi la altarul lui Dumnezeu și să spui: o, Doamne, iartă-mă, eu am fost cu adevărat această persoană. Eu am fost ipocrită, prefăcută, eu am zâmbit pentru persoanele de care nu-mi place, pentru care chiar simt antipatie, dar eu mențin linia. Atunci, tu care ai acest comportament în inima ta, analizează din nou viața ta, inima ta, și sfâșie inima ta înaintea lui Dumnezeu. În această duminică, noi suntem în campania primirii Duhului Sfânt. Multe persoane au primit botezul cu Duhul Sfânt pentru că au aplicat, au pus inima conform cuvântului lui Dumnezeu, au pus și au aplicat, au pus inteligența lor, au exercitat credința lor inteligentă, făcând să execute ceea ce este scris. Atunci rămâne sfatul pentru toți cei care vor să-și schimbe viața, pentru că dacă tu, ascultă cu atenție, dacă tu primești Duhul Sfânt, viața ta se schimbă din apă în vin. Viața ta este transformată. Odată transformat interiorul tău fiind transformat, inima ta fiind pecetluită cu Duhul Sfânt, atunci viața ta exterioară va fi o binecuvântare. Poți fi sigur de asta, pentru că este o consecință, nu? E o consecință a prezenței Duhului Sfânt în interiorul tău. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Astăzi, spre exemplu, e miercuri și tu ești invitat sau invitată să vii la slujbă, să cauți, să te analizezi, să te analizezi pe tine însuți și atunci să cauți pe Dumnezeul cel Preanalt cu sinceritate, nu cu sentimente false. Bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe mâine, numele Domnului Iisus. Amin.